fiecare an v-am povestit despre Advent, despre tradițiile legate de această perioadă. Anul acesta m-am gândit să nu mai povestesc despre aceleași lucruri. Avem aici coronița de Advent cu cea de-a doua lumânare aprinsă, pentru că asta e a doua duminică din Advent. Avem pentru copii calendarul de Advent, vor primi fiecare un calendar de Advent. Dar anul acesta mi-am oprit atenția asupra târgurilor de Crăciun. Și încercând, căutând informații despre târgurile de Crăciun din Germania, am citit acolo că unele sunt foarte vechi și mă gândeam așa, comparativ cu România, cu ceea ce am trăit noi, de ce la noi nu au fost astfel de târguri. Și tot căutând am găsit și un articol publicat de un istoric și profesor universitar din Germania, din Heidelberg, și care a făcut o istorie a acestor târguri de Crăciun și, bineînțeles, din care reiese, bineînțeles, că nu au fost chiar așa cum le vedem noi astăzi. Și se explică cumva și de ce la noi nu sunt. Mi-am permis să traduc articolul și să vă aduc doar o parte din el, doar câteva informații, baza, să spunem așa. Domnul istoric și profesor se numește Philipp Klein. Este profesor la Universitatea din Heidelberg. În perioada Crăciunului, multe orașe germane se reîmpodobesc cu un târg de Crăciun, o tradiție aparent original germană. În realitate, târgurile de Crăciun de astăzi sunt un fenomen al societății moderne de consum din anii 60. Deși există predecesori medievali, cele mai timpurii târguri de Crăciun pot fi recunoscute cel mai devreme, odată cu apariția Crăciunului burghez de la începutul secolului XVIII și XIX. În fiecare an vine Christkind, adică copilul Hristos, și are în bagaj o serie de tradiții folclorice legate de Crăciun. Între ele și poate mai presus de toate, târgul de Crăciun. În fiecare an, chiar și cel mai mic oraș se împodobește în decembrie, într-o mare de luminiță sărăcitoare cu braz și căsuțe de lemn acoperite de zăpadă artificială. De la vin fiert, la biscuiți și produse decorative artizanale, pot găsi aproape tot ce-ți dorește inima. În Germania există 2500 de piețe de Crăciun, cu aproximativ 85 de milioane de vizitatori în fiecare an. Cu o cifră de afaceri estimată la 3 miliarde de euro pe an, târgurile de Crăciun sunt nu doar un magnet turistic popular, ci un adevărat factor economic. Târgul de Crăciun german este și un produs de export. Există astăzi târguri de Crăciun care le imită pe cele germane, peste tot în lume, fie la Tokyo, în Shanghai, în Emiratele Arabe Unite, sau de ce nu, în România, la Sibiu. Dar chiar dacă unora le place să se refere la o istorie a târgurilor de Crăciun care datează din Evul Mediu, acestea nu sunt în esență, în forma pe care le cunoaștem astăzi, în produsă la anul 60. Astfel, deși târguri în perioada Crăciunului pot fi deja întâlnite în Bautzen și în Dresda în secolul XV, acestea nu sunt în niciun caz târgurile de Crăciun pe care le cunoaștem noi. Târgurile de Crăciun pe care le știm noi au mai târziu, în secolele 17 și 18, când Crăciunul s-a transformat dintr-un festival pur religios într-unul burghez. Anterior, în epoca modernă timpurie, Crăciunul a fost o sărbătoare pur sacră și nu se sărbătorea în afara bisericii. Din acest motiv, multă vreme nu a existat o cerere de bunuri specifice Crăciunului. Foarte puțini oameni și le-aș putea permite. În piețe se găseau aproape doar mărfuri. În plus, până în 1917, perioada de Advent a fost considerată perioada de post în Biserica Catolică, astfel încât consumul de mâncare și băuturi în târguri nu a avut un rol important, până târziu, în secolul 20. Odată cu apariția înțelegerii burgheze a Crăciunului, târgurile de Crăciun s-au schimbat și ele. Copilul a devenit din ce în ce mai important în interesul social. Pentru prima dată, copilăria a fost considerată o fază specială și formativă a vieții. Cadourile de Crăciun și mai ales jucăriile au captat o importanță deosebită, au căpătat o importanță deosebită, astfel încât târgurile de Crăciun s-au transformat din târguri de mărfuri în târguri de jucării. La acea vreme, târgurile de Crăciun erau încă un fenomen urban ale cărui oferte și le permiteau doar cei din clasele mijlocii și bogații. Dar chiar și pentru cei mai săraci, rezidenți urbani și rurali, târgurile de Crăciun erau un eveniment social. Servitorii erau plătiți la acel moment cu așa numitul taler de Crăciun și aveau, ceea ce era rar, ceva bani în mână. Odată cu industrializarea, târgurile au devenit însă o problemă. În
in orașele industriale în creștere rapidă precum Berlinul, târgul a devenit un fenomen de masă abia controlabil pentru poliție și autorități. Boile sociale și cetățenii s-au manifestat din ce în ce mai mult în inima lumii presupus sănătoase. Sute de cerșetori, invalizi și infractori ilegali s-au răspândit acum în târgul, provocând confruntări cu vizitatorii pieței. Din acest motiv, în 1893, târgul din Berlin a fost relocat la periferia orașului. Și în alte orașe, târgurile de Crăciun au trebuit să fie mutate din locurile istorice. Zilele de aur ale târgurilor de Crăciun păreau deja numărate. După primul război mondial, părea că târgurile de Crăciun și-au găsit sfârșitul. A început triumful marilor magazine, în care jucăriile erau acum mult mai ieftine. Târgurile de Crăciun și-au pierdut rapid importanța economică și au încercat să contracareze acest lucru prin designul lor folcloristic. S-a pus accent pe regionalism și zonal, au fost organizate ceremonii solemne de deschidere și standurile anterior simplu decorate s-au transformat în căsuțe decorate în stil german vechi, au apărut carusele și chiar cinematografe. Târgurile erau pentru un cel bun spre a deveni un eveniment istoric. În timpul socialismului național, Târgul de Crăciun a cunoscut o încărcare ideologică, o politizare și reinterpretare spre un festival de iarnă păgân, care a accelerat mult secularizarea simbolismului de Crăciun început în secolul XIX. În perioada celor de-al doilea război mondial, dar și în perioada postbelică, târgurile de Crăciun au cunoscut din nou o scădere rapidă. Abia în anii 60, prosperitatea socială a dus la renașterea târgurilor de Crăciun și acestea au devenit ceea ce cunoaștem astăzi. Societatea de consum și motorizarea în masă au dus la un triumf al târgurilor, dincolo de orice comparație. De acum înainte, în câteva decenii, târgurile au predominat chiar și în cel mai mic sat, fiind imitate și peste votare în întreaga lume pentru atracția turistică. Astfel, târgul de Crăciun a devenit un nou loc de consum, în care domină în special alimentele și băuturile. Fidel motoului, cu cât mai vechi, cu atât mai autentic, fiecare târg de Crăciun s-a transformat într-o tradiție culturală istorică, care de multe ori însă nu există. Târgurile de Crăciun, care există în cele mai multe locuri, de doar câteva decenii, sunt grupate în atmosfera istorică în jurul bisericilor și orașelor vechi. Se presupune că se consumă alimente și băuturi tradiționale, de care, deși pot avea o istorie lungă asociată cu sărbătoarea Crăciunului, nu au fost consumate niciodată în public în postul Crăciunului. Consumul de alcool în combinație cu muzică tare, caruselele, patimadă și alte evenimente din târgurile de Crăciun au alungat motivele creștine ale decorațiilor anterioare ale târgurilor. Dacă anterior târgurile erau dominate de scenete cu nașterea Domnului, statuete de sfinți și figuri ale lui Hristos sau stele cu simbolismul Crăciunului, acestea au fost înlocuite tot mai mult cu elemente necreștine, reni, brazi, moș Crăciun sau fulge zăpadă. Tendința este de multă vreme de a transforma târgul de Crăciun într-un târg sezonier de iarnă, în concordanță cu scăderea semnificației religioase. În concluzie, se poate spune că târgul de Crăciun este un fenomen mult mai nou decât s-ar putea crede. El a suferit întotdeauna schimbări majore și s-a adaptat nevoilor sociale în schimbarea de vreme. Chiar dacă au existat târguri în Evul Mediu, în perioada Crăciunului, primele târguri de Crăciun autentice au apărut la începutul secolului XVIII-XIX. La acea vreme, târgurile de Crăciun erau un fenomen urban, rezervat unei minorități înstărite. Abia în anii 60, această schimbare a fost fundamentală și târgul de Crăciun și-a luat forma actuală, care cu siguranță nu va fi ultima formă.